Neața! Eu era 3 noapte, deci acum chiar e neața, ca să zic așa. Astăzi continuăm cu building the ultimate man cave aici, smart man cave. Am aici o grămadă de chestii smart de la băieții de la Case Smart. Avem și o telecomandă. Sper ca conexiunea dintre asta și Broadlink să funcționeze de data asta, să nu-mi facă la fel cum mi-a făcut cea cu calculatorul, dar poate avem noroc, pentru că asta cred că funcționează pe unde radio. O să vorbim în mare parte despre smart switch-urile astea S-on-off, adică son-off. Am văzut că unii dintre voi mi-ați sugerat în comentarii să folosesc chestia asta la calculator, dar nu se poate pentru că asta este hard stop, este un switch cu un circuit care poate fi doar închis sau deschis. Nu poate să facă un singur click, un singur contact și pe urmă să deschidă circuitul și pe urmă să-l închidă. Nu se poate. Așa că cu ăsta nu merge să pornești calculatorul decât dacă vrei să îl pui pe direct și în momentul când ai spus la Alexa să-ți ia curentul sau să-ți stingă, eu știu cum îi denumești tu ăsta, PC sau ce-o fi, îți stinge calculatorul din prima brusc cu procese pornite, cu așa mai departe și așa îți strici Windows-ul și îți corupi fișierele și chestii de genul ăla. Deci nu e pentru așa ceva. În schimb, o să-l folosesc, am aici una, două, trei, patru, asta e funga cu șurubele de la aia. Astea o să le folosesc pentru amplificatoarele amândouă. Unul o să se numească Amp 1, celălalt o să se numească Amp 2 și așa voi controla sunetul din casă cu Alexa. Și mai rămân încă două și mă gândesc unul din ele să îl pun la monitoare, ca să pot să opresc și monitoarele prin Alexa. Și unul cred că îmi va rămâne de rezervă pentru că eu între timp mi-am luat unul și un amplificator este deja legat. Așa că astea sunt S-on-off-urile alea. Aici am un Amazon Alexa, bineînțeles, este împachetat, este nou, adică este despachetat, dar este nou că nu l-am folosit, că l-am pe alălalt. Nici nu cred că o să-l folosim, l-am luat aici doar ca și referență, să zic așa. Prin astea vreau să fac eu un experiment, bineînțeles, voi știți că eu stau în chirie, așa că nu pot să mă pun să schimb instalații de curent și becuri și așa mai departe, însă pot să schimb întrerupătorul. Așa că băieții de la Case Smart au fost drăguți îndeajuns să îmi trimită, ăsta este un smart întrerupător smart, întrerupător inteligent. O să le testăm imediat pentru că nu știu sigur cum funcționează, dar știu că sunt cu touch și se controlează prin această telecomandă. Așa că ce voi încerca să fac eu în acest video este să schimb întrerupătorul din doză, bineînțeles, să punem unul de ăsta smart și să vedem dacă reușim prin telecomandă să legăm la Broadlink și prin Broadlink să le controlăm cu Alexa. Și mă gândesc că aici este sticla din față, foarte, foarte bine ambalată să nu se spargă. Eu mi-am luat pe culoarea neagră, uitați ce frumos arată și bineînțeles ăsta vine pus aici așa frumos și prin touch el se aprinde și se stinge. Să vă explic puțin de ce nu mi-am luat direct întrerupător smart care se controlează prin E-Wheeling și prin Smart Home și așa mai departe, ca să le conectez direct la Alexa fără nicio bătaie de cap, pentru că băieții de la Case Smart au și de alea. Îl iei, îl bagi în doză și îl controlezi prin aplicație și atunci este foarte ușor să-l controlezi cu Alexa. Însă, este o șmecherie pe care vreau să vă spun. Întrerupătoarele astea, dacă vă uitați la conexiuni, au decât două, ceea ce înseamnă intrare și ieșire, ca să închidă și să deschidă circuitul. Celelalte, care se controlează prin aplicație, sunt un pic mai șmechere și au nevoie de două nuluri, ceea ce eu nu am în doza asta. Așa că dacă ți-ai construit casa cu smart în minte sau din noroc, din fericire, ai două nuluri în doză, atunci poți să folosești alea care sunt cu mai puțină bătaie de cap. Până atunci, eu nu pot, așa că voi folosi unul de ăsta, doar îl schimbăm în doză, îl controlăm prin telecomandă și mă rog la bunul Dumnezeu să se poată învăța telecomanda pe Broadlink. După cum am spus, este ora 3 noaptea și acum problema va fi că eu va trebui să iau curentul ca să pot să umblu la doza aia, că n-am chef să mă curentez. Hai să-i dăm drumul! Deci amplificatorul e ăsta de aici, de jos. Și vă dați seama că trebuie să trag canapeaua în partea asta acum. Și cablul de curent e băgat prin canal și așa mai departe. Oh! Acum, cum se montează? O chestie pe care eu nu am fost atent prima dată când l-am montat. Dacă te uiți atent, aici scrie output și input. Atenție mare când se leagă. Acum doar tăiem cablul așa. O să deblancăm cablurile amândouă. Așa. Deci doar să țineți foarte mare grijă, să țineți minte. Ăsta care intră în priză va veni conectat la input și cel care va merge în amplificator va fi conectat la output. Dar aici o să vedeți un L pentru fază și un N pentru nul în ambele părți. Luați în considerare culorile. De exemplu, dacă eu pun maro la input la N, la output la N va trebui să pun tot maro, pentru că dacă e băgat într-un fel în priză, nu va merge. Dar întorci-l, bagi invers și atunci va merge. Însă dacă firele sunt inversate, nu va merge. Hai să-l conectăm la Wi-Fi. Doar să ținem un pic apăsat până ăsta va clipi. Așa. Și acum dăm doar next, parola de la Wi-Fi, dăm next și acum încearcă să conecteze device-ul la Wi-Fi. Îi dăm un nume, o să-l trecem, după cum am spus, M2
2, pentru că am deja 1. Complet. Ăsta e primul. Și dacă dăm on pe primul, ne arată că e on. Și ca să nu mai stau eu să caut prin aplicație, Alexa, scan for new devices. Starting discovery. This will take up to 20 seconds. I found one new switch called Amp 2. Ăla-i. To control it, say, turn off Amp 2. Acum hai să le testăm, să punem niște muzică pe calculator, la amplificatorul 1. Alexa, turn off Amp 1. Okay. Woo! Alexa, turn on Amp 1. Okay. Bun, Alexa, turn on my TV. Și ceva să meargă la televizor acolo, să facem un test, să vedem dacă stinge sunetul sau nu. Alexa, TV volume up. Alexa, turn off Amp 2. Cry, ce se întâmplă? Ok. Alexa, turn on Amp 2. Bine, o să dureze acum. Ok. Click-ul, l-am auzit, dar durează un pic până își pornește, nu știu cum se numesc chestiile alea din amplificatoare. Alexa, turn off my TV. Ce? Ok. Deci, merg amândouă. Acum trecem la întrerupător. Trebuie să schimbăm întrerupătorul de acolo, de la priză. De la doză, frate, de la priză. Acolo e mai complicat un pic, trebuie să iau curentul. Bine, puteam să opresc muzica. Trebuie să iau curentul, dar... Hai! Alexa, I'm leaving. Dacă tot luăm curentul, să stingem tot. Don't worry, I'll hold down the fort. Oh, frate. Să aprindem lumina. Mamă, frate, cine o strâns astea? Hai că-l rezolvăm. Bun, hai să dăm drumul la curent. Bun, deci să vedem care cu care. A. B. C. D. Păi și... Deci, din câte am observat, telecomanda trebuie sincronizată cu întrerupătorul. Trebuie ținut apăsat pe întrerupător în continuu până se aude un sunet și pe urmă la fel cu telecomanda. Opa! Pe telecomanda? Cred că trebuia să țin apăsat degetul pe întrerupător. Nu, merge! Bun, deci acum merge, acum problema. Hai să vedem Broadlink-ul dacă face ce vreau eu. Merge! Merge! Oh, 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 oh. Acum, Alexa, scan for new devices. Starting discovery. Alexa, turn on the light. Ok. Alexa, turn off the light. Ok. Ce să mai vrei? Deci am făcut-o și pasta, frate. Bine, băi, Livolo, băi, și băieții de la Case Smart. Am rezolvat-o și pasta, așa, fără firul ăla în plus, în doză. Întrerupătorul este foarte tare, după cum vedeți, are un LED albastru acolo tot timpul, iar când este stâns, este roșu. Este din sticlă, frumos, când îl atingi, pornește, când îl atingi, se oprește din telecomandă, dacă vrei. Și cel mai bine, cel mai convenabil, să zic așa, îl controlăm din Alexa, dar nu am putut să-l controlez ca și device, a trebuit să-l controlez ca și scenă, ceea ce înseamnă că a trebuit să fac două scene, una cu turn on, una cu turn off, pentru aceeași comandă, practic. Toată bătaia asta de cap doar din cauza că nu am încă un fir de nul în doză. Nu-i problemă, se poate face și așa, noi românii băieții găsim tot timpul un drum. Am auzit odată undeva o vorbă mare, pașii pe care îi faci înspre ceva nu trebuie să fie mari, trebuie doar să te ducă în direcția potrivită. Băieții de la Case Smart m-au dus pe mine în direcția potrivită astăzi. Monitoarele nu le mai facem acum, le vom lăsa pe altă dată pentru că sunt multe cabluri acolo în spate, triplele în care sunt conectate, nu sunt toate trei conectate în aceeași triplă, sunt în triple diferite și dacă tai o triplă iau curentul la tot, e un pic mai mult de lucru acolo, așa că aia o lăsăm pe altă dată. Cam ăsta a fost video-ul. După cum ați văzut, întrerupătoarele controlează luminile, bineînțeles poate să controleze practic orice, dar sunt făcute pentru lumină. În schimb, SONOF-urile astea le poți lega la orice, astea au aplicație, se conectează direct frumos prin EWI Link, direct în Alexa și ai făcut o treabă bună. Sunt foarte ieftine, foarte accesibile. Deja pe cel de la amplificatorul 1 de acolo îl am de aproximativ
două săptămâni, cred că, nici nu mai știu. Și l-am urmărit pentru că am vrut să văd dacă se încălzește în momentul în care ține circuitul închis. Dar să știți că nu se încălzește nici cu circuitul închis, nici cu circuitul deschis. Deci sunt bune, chiar dacă sunt relativ ieftine. Nu văd rostul să dai o grămadă de bani pe, știu eu, care sunt alea, o grămadă de sunt scumpe de mori, pentru că cu banii de pe 2-3 de alea ți-ai făcut toată casa cu de-astea. Și hai să fim serioși, în cazul în care unul se strică, nu-i greu să desfaci două fire de aici, două de aici și să-l schimbi. Pentru că oricum nu ai garanție nici pe ăla de 80 de ori mai scump că nu se va strica și că va merge forever. E tech, sunt lucruri, se strică. Dacă sunteți interesați de Livolo, întrerupătoare de astea, de S-on-off-uri, de orice altceva ce ține de smart, băieții de la K-Smart au o grămadă de chestii acolo, tot ce ține de smart house și home automation și toate chestiile astea. Linkul este în descriere, mergeți acolo și vă puteți comanda tot ce vreți de acolo, de la ei, totul grămadă, la prețuri foarte, foarte, foarte bune. Sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut dați un like, un share, un subscribe, să ajungem și noi ca oamenii la 100.000 de abonați odată, să primesc butonul ăla, să mă apuc de treabă. Și ne auzim în următorul clip.